Facultatea de Științe ale Educației își asumă misiunea de a promova cultura învățării permanente pentru formarea inițială și continuă a profesorilor, contribuind semnificativ la creșterea calității educației prin activități de predare, învățare și cercetare, acțiune. Vorbim de Facultatea de Științe ale Educației din Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Misiunea facultății se împlinește prin colaborarea cu agenții educaționali atât din regiunea Nord-Est, inspectorate școlare, școli, grădinițe, cât și din area internațională, parteneriate cu de învățare și cercetare cu instituții educaționale europene. Facultatea de Științe ale Educației oferă celor care învață oportunitatea deschiderii către căutare și schimbare prin experiențe de învățare autentică și reflexie. Recent, facultatea a introdus un nou program de studiu în domeniul psihologiei. Decizia implementării programului a fost luată în urma unui studiu efectuat de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, în toată zona de nord a Moldovei, studiu din care a rezultat că se simte nevoia de psihologi pe de o parte și că absolvenții liceelor ar fi interesați să urmeze cursuri universitare de psihologie pe de altă parte. Sigur, este tot mai căutat, credem noi, psihologul ca specialist, văzut ca un adevărat susținător în creșterea și dezvoltarea copiilor, în special. Părinții caută serviciile psihologului pentru a-și ajuta copiii să se înțeleagă pe sine, să se cunoască mai bine, să-și identifice punctele tari pe care ar putea ulterior să le dezvolte în traseul lor școlar. De asemenea, orientarea școlară și profesională este un subiect extrem de interes pentru comunitatea elevilor și profesorilor, și psihologul școlar este cel care ar putea să susțină. Să nu mai vorbim de faptul că întreaga comunitate și oamenii în general, într-o societate aflată sub semnul incertitudinii permanente, trăiesc stări de nesiguranță, neliniște, anxietate. Se vorbește despre rata depresiei ca fiind cea mai mare din toate timpurile în acest moment, în Europa și în România. Așadar, pentru a preveni apariția acestor tulburări grave de personalitate sau tulburări emoționale, un psiholog poate să susțină dezvoltarea și intervenția ulterior, dar e de preferat să facem prevenție în școală, noi asta facem în general. Pentru anul universitar 2019-2020, Facultatea de Științe ale Educației din Universitatea Suceveană va avea 50 de locuri pentru specializarea psihologiei.